Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o? Bazați pe senzația de la prima vedere, soarele răsare și apune, oamenii au crezut că Pământul este centrul Universului, iar celelalte planete se învârt în jurul acestuia. Astronomul Galileo Galilei a susținut teoria heliocentristă a lui Copernic, conform căreia soarele este centrul Universului, Pământul rotindu-se în jurul său. Biserica a condamnat heliocentrismul în februarie 1616, ca fiind fals și contrar scripturii, iar Galileo a fost avertizat să abandoneze susținerea sa. Unul dintre argumentele folosite de Biserica Romano-Catolică împotriva teoriei ereticului Galilei a fost pasajul din Iosua 10, în care se vorbește despre oprirea soarelui. În realitate, Dumnezeu a oprit pentru Iosua rotirea pământului în jurul axei sale timp de aproape 24 de ore. Citiți fragmentul și veți rămâne impresionați de ceea ce face Dumnezeu nostru pentru un om care îndrăznește să creadă.